de maniere. Bună seara, mulțumesc de invitație, n-am mai fost de mult timp și trebuie să-i mulțumesc mamei mele că stă cu copiii în seara asta și am putut să vin. Mamei tale? Da, de fapt voi trebuie să-i mulțumiți. Mama lui Tavi e o dulceață și e important că aveți oameni pe care vă puteți baza. Da. Și oameni cu care... care vă ajută familia și care sunt voi. Se știe că e cea mai importantă, mama e la Brașov și din când în când, când poate, ajunge la noi să ne ajute. Un cocktail? Hai ca să începem frumos discuția, nu de alta. Să înțeleg care e tematica emisiunii, că n-am mai fost de mult. Unde e Andrei? Andrei? Andrei, ce faci, măi? Andrei e la Neamărin, dar vine. La Neamărin. Băi, nu m-a chemat la Neamărin de când i-am spus. Neamărin mi-a zis că mă cheamă. Andrei a zis că mă cheamă. Bă, nu m-a chemat odată, mă. O fi doar de Andrei, nu te pomenești. Bă, nu, de Neamărin, de Andrei, nu, da. Da. Bun, deci un cocktail fără alcool îți pregătește Medea. Și nu fără alcool? Păi cum, n-ai voie. Mama, nu, 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 ai încercat-o. Da. Ce faci, Tavi? Cum ești? Băi, sunt bine. Se petrec multe lucruri în familia voastră și noi trebuie să ne vedem tot timpul. Din săptămână în săptămână să ne updateze, așa cumva, cred. Ok. Începutul ăsta, nu să te... Mulțumesc frumos, mulțumesc, ești tare drăguță. Drag, dar să știi că îmi dau cu pai. Nu, nu cred că n-aveți paie. Nu, ești primul invitat care cere paie. Stai jos. Nu trebuie să vă îngălbeniți dinții. Vezi cu paiul. Stai jos, ai patru. Bun, da. Patru? Voi aveți patru, că n-aveți paie. Gata, din cauza ta nu mai cheamă săptămâna viitoare. Gata, vezi? Ați văzut? Asta e? Cum e aia? Auzi, apropo de paie, nu mai pune și tu paie pe foc. Vezi că n-avem paie singură. Asta, am spus că vrei să pui tu paie pe foc. Știu eu că vrei, că mi-ai zis tu. Începutul ăsta, să revin la întrebare, să vă mișc și serios, începutul ăsta de școală, practic, eu așa, eu iau începutul ăsta de an școlar, începutul de e toamnă. E pentru toată lumea început de an școlar, că și voi sunteți acolo foarte păi nu, și pentru cei care stau în trafic. Deci e un pic o perioadă frumoasă, dar foarte aglomerată. Probabil că lumea vine din vacanță când a stat un pic mai așa, n-au făcut nimic, niciunul într-un business și acum, mamă, toți vor să hai să facem, hai să dregem. Și se vede asta, nu știu cum e restul țării, dar în București, tu știi, e un pic de haos, dar cu răbdare, cu înțelegere și cu un cocktail mai un trece. Cocktail, mă, ce... Suntem bine, suntem bine. Cât timp petreci în trafic ca să duci fetele la școală? O întrebare foarte bună, a trecut direct la subiect. Băi, fii atent. Dacă plec la 7:10, așa, petrec 40 de minute. Dacă plec la 7:15, atenție, nu... Deci 5 minute fac 5 diferența. Ori. N-ai de capul deci meu. Este ceva... Te enervezi în trafic? Și asta e valabilă, dar nu chiar în fiecare zi, că poate să fie, știi, nu mai e o regulă, dar... Cu cât pleci mai devreme, dacă pleci prea devreme, ajungi prea devreme. Nici așa nu e ok. Și nu știi cum să faci echilibru. Ideea este că fetele se trezesc la 7:15 în fiecare zi. Acum și Iris, că și Iris este la școala, aceeași școală cu Victoria. Și măcar asta e, că facem un singur drum. Dar e destul de complicat. Dar cum e? Pentru toți părinții, nu numai pentru noi. E important că vă împărțiți așa activitățile casei. Tu ești singurul șofer al familiei sau uneori... Și, nu? Să fiu singur șofer al familiei. Gabriel, chiar te-ai supărat că te-am întrebat asta? M-am supărat că nu știai că și Gabriela... Nu, Gabriela, ca să spun așa... Nu, adică dacă tu ești singurul care le duce pe fete, nu? Ea le duce în mod normal și eu le aduc. Ok. Știi că eu sunt la momentul ăla fericit, Gabriela este duce greu, băi, trezește-le. Nu tot timpul, adică și eu mă trezesc, dar, de exemplu, dacă eu am un eveniment seara, nu mai merge treaba să mă trezesc. Ești iertat. Da, și atunci când sunt eu odihnit sau așa, merg eu, dar cred că majoritatea timpului le duce Gabriela pentru că ea fiind în direct în fiecare seară pe Antena Stars cu emisiunea cu Mireasa, vrea să petreacă și ea un pic de timp. Și atunci eu le culc în fiecare seară, de când a început școala, pentru că Gabriela ajunge acasă la 10. Când fetele dorm, nu? Și ar trebui să se culce fetele, dacă le culcă Gabriela la 10:30, nu se poate. Că e prea târziu. Și atunci eu la 8:30... Cred că foarte bine pus la punct. În seara asta le va culca ea, pentru că e duminică. Chiar și vinerea. Vinerea, sâmbătă și duminica le culcă ea. Eu luni, marți, miercuri și joi. Cumva e 4-3, nu e chiar... E la voi acasă. Nu, dar e... Așa e programul. Așa e programul nostru. Prin presă, că na, vorba aceea, mai citim și noi presa, dar ne place să vorbim direct așa cu sursa. Au tot apărut zvonuri, speculații, că între voi lucrurile nu mai sunt atât de roz. Uite, Gabriela chiar acum îmbrăcat în roz. Da. Divorțați. De unde și până unde? Băi, sunt oameni care vă vor răul? Sau care vor așa să arunce deci, mâța între câini? Hai să spun adevărul.
Șoc, șoc, șoc. Doamnelor și domnilor, în această seară, băi, mi-a venit și paiul. Mamă, când vreau să spun bravo, mulțumesc frumos, super. Gata, bea un suc de ăsta? Haide, bea ca să... Deci ascultați-mă, vă spun adevărul. Dai să mă pregătesc. Trage aer în piept. Eu nu prea citesc presa, încep cu asta. Adică presa... Da, mă rog, tabloidele. Anumite tabloide, da. Anumite site-uri online și așa mai departe, pentru că eu știu ce se întâmplă cu noi. Dar fii atent. Într-o zi, nu mai știu, acum câteva zile, mi-a mai scris cineva, că am mulți urmăritori pe Facebook și pe Instagram, și mi-au scris ceva, dar îmi scriu cumva frecvent, bă, iarăși divorțat, nu bagă seama astea, că îmi scriu o dată la două săptămâni. Și n-am băgat în seamă și am zis da. Și mă uit într-o zi, nu mă văzusem cu Gabriela dimineața până seara, program diferit, etc. Și mă uit, hai să văd ce am mai postat nevastă. Deci chiar fusese răzespărțiți o zi întreagă aproape. Da, exact. Nu. Mă uit la Gabriela, bă, ce apă. Da, nu ne văzusem deloc, dar nici cu o seară înainte, că culcasem copiii și nu ne-am văzut. Bun. Și mă uit pe Facebook-ul ei și văd. Dragilor, trebuie să spun adevărul. Mă gândeam, bă, ce dracu ai făcut. Ah. Eu cu o seară înainte fusesem la o petrecere, înțelegi? Mamă. Da, eu cu minte, știi cum mă știi, înțelegi? Da, se legau lucrurile, nu? Se legau lucrurile. Viseră, ți-a făcut un live pe Facebook. Da, se legau lucrurile. Eu fusesem plecat. Intra, zis, a venit mama la mine, a venit mama la mine, am plecat în fiecare seară, și nebun. Și da, și fii atent. Mă uitam, să văd ce mai zice nevastă mea că n-am prins-o pe acasă. Și mă uit. Dragilor, trebuie să vă spun adevărul. Se mai întâmplă. Eu începeam, bă, ce dracu ai făcut aseară? Mamă, cât am băut, dar eu nu... Te uita repede în telefon, de-aia ai scris telefonul, da? Mă uita în telefon, bă, poze cu copii, cu alea, cu minte, muzică, cântări. Și a spus, bă, ce se întâmplă? După aia mi-am dat seama că e bășcălie la un articol care fusese, pentru că ea cumva a primit mai multe comentarii și cumva s-a implicat mai mult în treaba asta și a deranjat-o mai tare. Pe mine nu mă deranjează așa tare. Dar vi se spune că nu iese fum fără foc. Ai de și ce? Mare fum, da, fără mare foc. De ce scriu despre voi că v-ați despărțit? De păi de unde să știu? Habar n-am. Pentru că voi sunteți o familie chiar frumoasă. Păi nu, frumoasă, dar nu, nici măcar nu ne-am certat, să zici că ne-am certat. Adică dacă era cineva de la noi, la vreun grătar, de la vreo petrecere, da, să spună asta, nici nu aveam motive. Pe de altă parte, voi sunteți foarte sinceri și deschiși cu cei care vă urmăresc conturile pe social media. Da. Și mă gândesc că acolo, dintr-o glumă, dintr-o joacă, lăsând lucrurile... Nu? Posibil. Ai tu vreo informație? Nu, serios, din vreun comentariu, serios, dacă ai ceva sau... Probabil că se vinde foarte bine subiectul ăsta, știrile cu voi, cu divorțul, gen... Ca și în urmă, cu 2 ani tot despre voi. Posibil chestia asta și noi, bine, Gabriela a vândut și mai bine, știm cu toții de atâta timp și așa, după aia, de la începutul relației noastre, s-a luat un pic în glumă, stai că ea e prezentatoare, eu sunt cântărețul, stai că nu o să meargă. Bun, s-a dovedit că am mers și am făcut și doi copii și familie frumoasă, dar... Și gura răutăcioșilor. Nu, dar la un moment dat când, bă, stai mă, ia mai lasă-i pe ăștia, mă. Numai așa să... Nu știu de unde a plecat, poate îmi spui tu că tu ești în televiziune, de unde a plecat? Nu, eu cred că voi, din contră, cred că sunteți mișto, sunteți o familie unită, dar cred că ați fost de multe ori foarte sincer și ați lăsat lucrurile să... Corect, ok, uite-mă cine ne dă sfat, uite Gabriela, vezi? Da. E adevărat, prea sincer. Și atunci lăsându-i deci, pe oamenii care vă plac, e adevărat. Se intre destul de mult în intimitatea e adevărat. Voastră, cred că au reușit. Uite-mă că am desfășurat misterul. Da. Uite, bravo. Tu l-ai descoperit, bravo. Nu, eu nici n-am vrut să-l desfășurez. Dacă te mai întreabă cineva să știi de ce. Nici nu am, te sun. Vă nici deranjează, vă sâcâie treaba asta? Bă, pe mine chestia asta a provocat divorțul, nu mă sâcâie deloc, dar dacă, probabil că, chiar dacă Gabriela e mai trecută până astfel de... Eu cred scandalul că și așa, să cred că e mai sensibilă ca mine. Eu zic că nu, că cred, sigur e mai sensibilă cum, ca mine. Cum îți spune? Păi uite, sau... și faptul că a răspuns cumva, ironic, într-adevăr, dar a răspuns cumva. Eu nici măcar nu simt nevoia să răspund, știi? Scuze-mă. Te rog. Dacă ne apar știrile respective, vă sună mama ta sau apropiații? E trecută, e tăbăcită, da? Te pup, mama. Ai o întrebare, pune foarte întrebări, da, foarte bune. Mama, la început, făcea chestia asta. O mai educam, o mai spuneam, mami, te rog frumos, nu mai crede, sună-mă pe mine. Dar sună-mă nu la modul, wow, ce-ați pățit. Dar din când în când trebuie să-i amintesc. Știi, e ca și când iubești o femeie, îi spui te iubesc, dacă nu mai spui o perioadă, ea uită. Păi că așa e și trebuie să-i reamintești. Întreținută treaba. Exact, așa e și cu mama. Deci trebuie să-i amintesc mami, ce am vorbit noi mai de mult. A, super, da. Știi? A fost de curând. Foarte tare.
Aveam eu o curiozitate, că multe cupluri se mai confruntă cu asta și sunt curioasă cum cooperați voi. Ne bate. E bine și așa. Cu valurile astea de hate sau poate perioadele astea în care apar tot felul de știri, ați simțit la un moment dat în toată relația? Uite, ce ai început? Scuze-mă că te întrerup, de ce nu spui cu alea cu pozitive? Ai văzut? Alea pozitive, tăle naibii, care sunt 1000, că alea 30 care sunt negative. Au fost zilele voastre de naștere, septembrie, o lună în care vă servați atât tu cât și Victoria, da, nu? Da, da. La mulți ani. Ziua septembrie, mulțumim frumos. Luna septembrie e plină de sărbători, plină de sărbători. În sensul că sunt eu, pe 15, pe 23 Victoria, am și vreo 2-3 finuți, deci suntem mulți. Cum v-ați servat? Cum te-ai servat tu? Cum ați servat tu pe cea mică? Eu, de când s-a născut Victoria, nu mai fac petrecerea mea. Deci e petrecerea lui tati și al... Nu, e petrecerea Victoriei, la care adiacent primește și tati un tort. Și nu știe nimeni, pentru că vin doar colegii ai Victoriei și Gabriela vine cu un tort și pentru cine-i tortul ăla... Stai puțin, n-ați făcut voi un grătar la barbecue ăla nebun pe care l-aveți? Recunosc că și de ziua mea am făcut, dar unul mai mic. Aveți un barbecue high-tech, deci ce să mai ultima generație. Azi am făcut. Azi ai făcut. De acolo vin. Vine apă în gură, de acolo vin. M-am zis, băi, unde mai plec? Picania de... Nu știu dacă știi ce e Picania, că am trecut la alt nivel. Picania și T-Bone. Ușor. Deci da, T-Bone. T-Bone și Picania. Să te interesezi și Picania. E ceva... Ce e? Zim că... Carne de vită specială, maturată, bătută, nu știu... Lapte, de-alea. Deci acum gata, am trecut pe Wagyu. Da, stați cu minți că din când în când mi se face o poftă de mici. Eu cred că micul... Și de dovlecei, bineînțeles. Dovlecei la grătar, nebunie. Da, băi, am făcut și de ziua mea o mică întâlnire, doar cu vecinii. Încercăm să împărțim găștile. Când e ziua Victoriei, chem colegii ei, deja e mare, poate să spună pe cine vrea, știi, colegii. Am auzit multe despre chefurile care se ce ai auzit, mamă? Păi și tu n-ai venit niciodată, vezi? Păi dacă nu-i invit, cum să vin? Nu pot să vin. Uite, vin, o să vin în curând. Corect. Și v-ați bucurat de ultimele zile de plajă, nu? A fost de frumos. Soare, pentru că va veni viitura asta, vine viitura, vine Ashley. Da, încă am avut noroc de zile călduroase. Da, foarte, 34 de grade, 32 și în weekend și atunci am zis ultima baie, spune de anul ăsta, da. Băi, încercăm cumva, au făcut și fetițele baie, încercăm să ne bucurăm. Și cine spune că, vai ce s-a schimbat, s-a stricat vremea. Prima baie în piscina anul ăsta am făcut-o pe 13 aprilie. Așa e când ai vilă cu piscina. Te bucuri de ultimele zile de... Nu, e doar munca noastră, nu ne dăm marcă. Știu. Spunea cineva, băi, nu ne dăm mari. Dacă mi-au fotoliul ăsta, să... Ați muncit mult pentru că tu cânti frumos chiar mergi la multe evenimente și știu că muncești de mulți ani. Da, să vezi ce influențereală fac. Să nu uităm de ce am venit, Avi. Să vezi ce influențereală fac. Am văzut că te-ai dat influențereală pe vlogging, toate nebunile.